Și el s-a mâniat și nu voia să intre, dar tatălui ieșind îl ruga. Din Sfânta Evanghelie de astăzi de la Luca, capitolul 15, versetul 28. Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, domnule deputat, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. Cu multă bucurie am venit astăzi la Bistrița ca împreună să participăm la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Acum, când ne pregătim pentru postul cel mare și ascultând Evanghelia ce s-a citit, sigur că gândul ni s-a dus la Fiul risipitor și la pocăința bună pe care a făcut-o. Și de obicei, în această duminică a Fiului risipitor, predicăm despre pocăință. Însă astăzi subiectul predicii mele va fi altul, și anume vom vorbi despre invidie sau pismă. Când Fiul cel risipitor s-a întors și tatălui l-a primit cu bucurie și i-a dat haina cea din tâi, a tăiat vițelul cel gras și s-au ospătat, s-au bucurat, fratele lui cel mare era la câmp și, venind înspre casă, a auzit petrecere și nu-și dădea seama de ce e vorba și a chemat-o pe una dintre sluși și a întrebat-o ce este. S-a întors fratele tău și tatăl l-a primit cu bucurie, de aceea este această petrecere. Și fiul cel mare s-a supărat, nu voia să intre, i-a reproșat tatălui că de atâta vreme îl slujește și nu i-a dat măcar un ied ca să se vețelească cu prietenii săi. Și tatălui, pe bună dreptate, a zis: fiule, tu veșnic ești cu mine și toate ale mele, ale tale sunt, dar se cuvenea să ne bucurăm că fratele tău acesta mort a fost și a înviat, pierdut a fost și s-a aflat. Deci noi, oprindu-ne la fratele cel mare, care era invidios pe cel ce s-a întors și l-a primit tatălor cu bucurie, era plin de pismă. Despre această patimă nenorocită vom vorbi câteva minute. Pentru că invidia, așa cum citim în catehismul nostru creștin, este o părere de rău față de binele și fericirea aproapelui și o bucurie față de necazurile lui. Sfântul Vasile cel Mare folosește acest cuvânt, și anume că pisma sau invidia e o patimă nenorocită care face mai mult rău celui ce o are decât celuilalt pe care îl pismuiește. Și din pismă se nasc multe alte păcate, alte patimi. Cauza pismei este mândria, dar ea naște ura față de aproapele, vorbirea de rău față de aproapele, defăimarea aproapelui, ocara față de aproapele, înșelăciunea și, până la urmă, uciderea. Este o patimă nenorocită, invidia sau pisma. Și, din nefericire, o găsim prezentă încă de la începutul Sfintelor Scripturi.
în Cartea Facerii, în capitolul 4, ne se relatează că cei doi fii al lui Adam, Cain și Abel, din păcate, la un moment dat, au fost Cain a fost cuprins de această patimă nenorocită. Și citim în Cartea Facerii, în capitolul 4, versetele 4 și 5, că și unul și altul, și Cain și Abel, au adus jertfă lui Dumnezeu. Și Abel, fiind mai bun la suflet, jertfa lui a fost primită. A adus și Abel din cele întâi născute ale oilor sale și din grăsimile lor, și au căutat Domnul spre Abel și spre darurile lui, iar spre Cain și spre darurile lui n-a căutat. Și s-a întristat tare Cain și fața lui era posomorâtă. Sufletul lui s-a umplut de invidie, de pismă. Și care a fost capătul pismei lui? Uciderea fratelui său Abel. Și-a ucis fratele. Și am zis că e o patimă nenorocită. Și ca să fie mai pedagogic, în Cartea Mântuirea Păcătoșilor, Agapie Criteanu, vorbindu-ne despre invidie sau despre pismă, ne relatează această întâmplare. Împăratul avea doi miniștri foarte buni. Din nefericire însă, fiecare dintre ei avea câte o patimă. Unul era lacom și celălalt era invidios și s-a gândit împăratul să-i cheme și să-i lecuiască de patimile lor. Și i-a chemat. Și le-a zis așa: m-am gândit ca pentru misiunea deosebită ce o face să vă răsplătesc împărătește. Unul dintre voi însă va primi cât de mult dorește, cu condiția ca colegul lui să primească dublu. I-a pus în mare încurcătură. Nici unul, nici altul nu doreau să ceară, pentru că lacomul îl lăsa pe invidios să ceară, ca el să primească de două ori mai mult. Invidiosul nu dorea să ceară el primul, pentru că, având patima invidiei, n-ar fi suportat să-l vadă pe colegul lui având o avere dublă. Și atunci, dacă ei nu s-au hotărât, împăratul l-a numit pe invidios să ceară din oficiu. Cere tu! Și ce credeți că a cerut invidiosul? Înălțimea ta, mie să-mi scoți un ochi. Ca pe cale de consecință, colegul lui să-i scoată amândoi ochii. Aceasta este invidia, patimă nenorocită, patimă nenorocită. Și am zis că este cauza mândriei, cauza patimii, mândria. Dar nu numai mândria, ci și lipsa de dragoste. Sfântul Apostol Pavel, în prima epistolă către Corinteni, ne vorbește așa de frumos despre dragoste. Această virtute mare, cea mai mare, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Și în capitolul 13, în versetele de la 4 până la 8, subliniază efectele pozitive ale dragostei, virtuțile care se nasc din ea. Dragostea îndelung rabdă, dragostea este binevoitoare, dragostea nu pismuiește, nu se laudă.
nu se trufește. Dragostea nu se poartă cu necuviință, nu caută ale sale, nu se aprinde de mânie, nu gândește răul, nu se bucură de nedreptate, ci se bucură de adevăr. Toate le suferă, toate le crede, toate le nădăjduiește, toate le rabdă. Dragostea nu cade niciodată. Vedeți, printre altele, dragostea nu pismuiește, dragostea nu este invidioasă. Atunci când e prezentă iubirea, nu poate apărea invidia sau pismă. Așa că, iubiți frați și surori, întrebarea ce ne-o punem este următoarea. Cu ce ne tămăduim de această patimă nenorocită care este invidia sau pisma? Și când nu e mărturisită și e prezentă numai în suflet, este un păcat mare. Cu ce ne tămăduim? Păi ne tămăduim cu pocăința. Fiul risipitor, de pe căile pierzării, s-a întors la tatăl meu și i-a spus: Tată, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, primește-mă ca pe unul dintre argații tăi. Pocăința. Se apropie postul mare. Cea mai propice perioadă de pocăință, și pocăința presupune întotdeauna o foarte bună spovedanie. Mă voi scula și mă voi duce la tatăl meu și îi voi zice: Tată, am greșit! Am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Deci, de invidie, de pismă, ca de alte patimi, ne curățește, ne spală, ne tămăduiește pocăința. Și de aceea, în această perioadă de 10 săptămâni, am început de duminica trecută, acum e a doua duminică din perioada triodului, și până la Paști, 10 săptămâni, în fiecare duminică, la strană auzim o cântare foarte, foarte frumoasă, care subliniază tocmai valoarea pocăinței. Pocăința aceasta care este întoarcerea cu părere de rău și cu lacrimi de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Unii nu înțeleg bine cuvântul pocăință și cred că este schimbarea confesiunii, nici pe departe. Pocăința este întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Și pocăința ne spală de multe răutăți, inclusiv de invidie și de pismă. Și voi încheia predica mea tocmai cu o cântare din această perioadă pe care o auzim mereu, dar e bine să o punem la inimă și să zicem această cântare cu tot sufletul. Și textul ei este următorul: ușile pocăinței, deschide mie, Dătătorule de viață, că mânecă Duhul meu la biserica ta cea sfântă, purtând locaș al trupului cu totul întinat, ci ca un îndurat, curățește-l cu mila milostivirii tale. Iubiți frați și surori, vă dorim această perioadă până la Paști să vă fie plină de liniște și de pace. Iar sărbătorile Paștelor, când vor veni, se va aducă multă, multă bucurie. Amin.